Ce aveți, mă? Bă, eu v-am adus, eu vă las aici la autobuz, dacă vreți plecați. La 4, mă, când începe Cleanul Mare să caute gâșgania. Eu n-am Ăsta m-a făcut. Mucin ceai. Ia să vedem. Dar lasă că dacă bate continuu, trebuie să-i prindem pe ăștia acolo. Ia uite, abia acum se vede filmarea frumoasă. Că s-a dus lumina aia, înțeleg? Dar nu reflectă, nu reflectă. Nu reflecta? Păi așa e telefoanele astea de ultimă generație. Mai rău să te încurce decât să avansezi. Dai, alo, alo, se închide, alo, alo. Da, ai avut aia probleme de la Samsung. Da. Cu Note 7, ai da, acolo au cu bateriile. Aha. Ia uite. Nu l-am mai spus niciun ca lumea. Nu era mai bine dacă aveam una subacvatică, o băga acolo cu picior de ăla. Stai, nu mișca aici. Îmi sperii pești. Ne-a popit că firul e oblic. Ce se întâmplă? Nu s-a întâmplat nimic. A luat un câș? Deci fii atent cum învățăm azi noi pescuit la babușcă de ziua unirii. S-a unit ăia după timpuri și ăștia se destramă. Ai mai pomenit așa, nu știu, este la Babilon. Cum spunea Dumnezeu. Ăla adum... Ăla adum mortar, ăla îi aducea mistria. Cine s-a destramă, mă, se destramă proștii, băi. Da. Cehii, ăia, dar tot aia nemții s-au unit drept. Ai noștri se destramă ușor, ușor. Păi dacă vreți să vorbim după cuvinte din Scriptură, zicem așa, 10 nebuni au distrus societate. Și un înțelept a adunat-o. Nu mai intrăm în amănunte, numai că eu vreau să fiu premierul României. Să vedem cum facem cu site-urile de socializare. Dacă aș spui că mi-am pus în gând, îi scriu lui Iohannis în seara asta. Domne, eu n-am dosar penal, domne. Vorbesc cu extraterestri, am frați în cer. Vine unul noaptea, spune glume. Hai să facem dracu, să conducem oamenii ăștia, că îți sare în cap și surpă casele ăștia, da. Nu știu că s-a strâns ea dacă să-mi pot molea un casele, mai 6 case, 0 case. Nu așa se face treaba. Mă bag eu prim-ministru, că știți ce contează? Că ei au zis, dar nu fac. Dom'le, n-avem voință politică. Bă, n-aveți voi, am eu. Să dracu, că ne înțelegem. N-au sânge unde trebuie, a? Deci că n-avem voință, am eu voință, dar... Și mă bagă premierul. Păi da, și Trump a ajuns de întâmplare. Fii atent că eu sunt pe drumul lui. Am început multe afaceri. Ăștia au fugit cu banii, s-a dus dracul, nu am niciun bani. Nici bani de trebuie să bagați pe mașină să ajung și eu până la Chirlești din deal. Și așa a ajuns și la afaceri cu milioane. Și după aia l-a pus... Lumea l-a pus președinte, eu nu vreau să fiu președinte, doar premier. Așa, ai dreptate că și el a fost în faliment de câteva ori. Ați înțeles, nu? Aha, că sunt pe drumul lui. Presimt eu așa, nu știu, de la spirite. Dar și dacă ajung premier, mamă ce ne distrăm. O săptămână dăm, nu dolul național, sărbătoare națională. Toată lumea gratuită la mare o săptămână. Nu, mănâncă, bea ce face ei acolo. Gratuit, nu e bine? Ia uite-l, bă, era cu ea în gură, bă. Vedea popică, bă, după Biciogu, că mă rupe carbonul, bă, după carbonul. Rupe carbonul, bă. Deci le-aș da gratuit și 2 luni să ducă la mare gratuit. Să simtă și ei că s-a schimbat prim-ministru României. Înțeleg? Și dacă nu le place, le mai dau 1 lună în toamnă. Dacă nu le-a plăcut. La Miami îi trime pe toți românii să distreze, gratuit. Auzi? Păi nu tot ei muncesc, vrei până la urmă, cine muncește? Muncesc eu? Eu dacă aș fi prim-ministru stau la birou acolo, îmi dă și mie 50 de lei pe lună. Ca, din cauza că am avut voință, nu că... Și 50 de lei mi-ajunge. Dar păi că intri la categoria grea? N-am înțeles. Te dai la ștucă? Ai simțit, mă, ta ceva, că au venit răpitoarele acum. Ce ai zis? Nu mai trage, că așa am pățit la podăvilor. Nu mai tragea deloc peștele.
Și am dat la râmă și am luat-o ștuc. E, nu știi că seara merge ștuca? Dacă OZN-ul vede filmele astea noastre, ne împușcă. Știi ce zice? Băi, dar fraiere, ați fost, n-ați putut să băgați una cu un oblete acolo. Așa zice. Eu îi spun că am uitat strunele acasă. Ca să fie treaba, treaba. Mai avea strune și stăia, a? S-ar putea și la aia să făceam treabă la nuci. Că dacă nu mănâncă peștile, sunt răpitori acolo. E o teorie, nu se știe. De ce ciupește ăsta de ea? Hai mă, ia și cârligul, mă. Dă-i mă, arde-l. Nu lăsa, mă. Bă, e în iadă mult, bă, dar fraier sunt eu, mă, dracu' ăsta. N-am văzut așa ceva. Până noi mai învățat, bă, și om să mai pescuiesc. Mai zice aștia pe internet, domne, trebuie să-i dai, băi, trebuie, ia, domne, atunci că și cu politica și cu peștere. Care să le faci mai întâi? Bă, dar ce trage, bă, acunea pe pică este? Trage, dărupe, bă, nea pe pică. Acu scoate-mi pârlea ăla, fii atent. Deci ce n-am pescuit noi tot 2016? Luăm azi, pe seara, acum. Acu să vezi. Uite și șeful cum le aici. Una după alta, fii atent. Cum tremură gagiu. Are emoții. Bagă-i câți mâzu, nea popică. Acu e momentul să ataci, fii atent. Deci e momentul să ataci. Uite ce îmi place firul ăsta verdilei, că văd și eu cum se duce în apă. Frate, așa mă. Acu să vezi cum a văzut ăsta momela. Și știi de ce trage? Că s-a împuținat pescării, nu mai are ce să-ți ciugulească. Atunci erau 10.000 de viermi, acum are 4 viermi de la Gabriel. Mare 2 de la Mata. Trebuie să se bage la ei, că n-are încotro. Păi, dar nu mai are ce ciuguli. E ca șalău, du-te cu tuisterele acu' să zice l-o mori. Pă, șalău, că n-are ce, mănâncă la gume. Deci șalău mănâncă gume, noi mâncăm euri. Da, la izbicien, da. Acolo am luat niște avas frumoși pe față la izbicine acolo. Da, băi, sunt șalai mari. O, ce dă aia la vârf. Am și fugit. Mai am una la vârf, colea. Să nu fie și tu ca să-mi ia toate catrafusele de aici. Oricum, pe OZN-ul nu-l ia, pe ăla-mi impunea, cu știi ce făcea? Du-te, bă, mai încolo, că tu vorbești peripești. Așa zicea Anea OZN-ul. Dar nu se poate, mă. Ia uite, bă, cum trage peștele. Singur, mă, singur. Nu-i faci nimic, mă. Asta se numește magie. E nea popică? Dacă mai luăm 20, o tigaie am făcut. Pui, pui, ia uite. Hai că a început să mai încălzească, alea, că văd că... E tot mai bine acum. Tot mai bine, s-a mai încălzit, alea, că așa fost. Păi de când alerg eu stânga-dreapta, dimineața am transpirat făcând la copci. După aia ne încălzirăm, s-a dus transpirația. Și acum iar a venit căldura peste noi. Interioară, vezi ce înseamnă, mă, ne-a popică efortul? Cum bagă inima căldură la motor. Și de seara îi băgăm. Ia uite, bă, și aia se duce. Păi dacă nu poți, bă, nici cu două așa. De seara să băgăm niște întăritori. Dacă n-am bere, bag un vin. Am greșit, dacă n-am vin, bag o bere. Ne-a popică, îmi pare rău, dar trebuie să stăm la teste aici, bă. Nu plec de aici. Poate să moară și vaca în coteț, că eu nu plec. Înțelegi de frumusețea pescuitului. De ce sticlă frumoasă colorată, bă. Ce-o fie având asta în ea? Uite, nea popică ei. Bă, ia să iau mă pe asta. Ia fii atent ce-i fost furarea asta în ea. Știi ce facem cu asta? Facem, îmbrăcăm plutile lateral, așa, ne muie molecă și pac, și o lipim cu scoci. Îți dai seama cum se vede plutica, uite. Jumate, jumate. Deci îmi dai și mie jumate, că ești indirect. Ce faci cu ea, mă? Facem pe plută de aia. Pe plută, îmbrăcăm pluta.
Frumos, o tai frumos așa și îmbraci pluta. Înțelegi, adică? Nu. Ba da, eu încerc magia. Încerc magia. Ia zice șeful, nu se vede bine? Cu asta? Pe plută? Oh, ce vizibil e asta? Ești tare, ești tare, da. Poți să dai noaptea cu ea. Da, e un fel de fosfor. Îl activăm. Îl activă. Așa, deci rămăsesem la capitolul că s-a adus bateria. Că așa sunt bateriile de la telefoane, să nu țină mult. Să nu vadă oamenii toate secretele. Hai să mai iau unul. Băi, și am luat niște chinezării de la... Niște chinezării, nu mai merge să mai încarc la baterie de la bord. Luasem și de la... Cred că trebuie să iau de la de firmă. Oricum e frumusețe mare la pescuit. Relaxare totală. Vă recomandăm pescuitul sportiv. Pescuitul sportiv. Nu, păi la asta nu știu dacă ai mai schimbat eu ierbie. Trebuie să mai schimb viermii, nu poți să dea așa. Ne-a popit că ești pregătit, ai pus săcurea jos. Lângă bagaj, nu? Hai că suntem aproape de mașină. Știi cum e la pește, să mai luăm și noi unul și mergem. Nu că ne-ar mai trebui nouă un pește, da. E plăcere așa să stai să vezi cum trage el de plut. Nu e, băi, ratare mare. Ratare mare, mâine, băi. Mulți am fost, puțini au rămas.